Din cauza diferenței de gen, mamele de băieți, de cele mai multe ori, ajung să învețe prin propria experiență anumite lucruri legate de sexualitatea masculină și penis. Recent, una dintre telespectatoarele noastre a descoperit că băiețelul ei de doar 2 ani are erecții dese. Să ascultăm mesajul dumneaei. Uite ce ne scrie în mesaj. Am observat că băiețelul meu de 2 ani are erecție, în special în timpul nopții. Ne arată căldoare. Peste ceva timp trece, dar se poate repeta și pe parcursul zilei. Am vrea să știm care ar putea fi cauza și ce măsuri am putea întreprinde. Și dacă este necesar să facem anumite analize medicale. Mulțumesc! Se știe că băieții au erecție încă de când sunt în burtica mamei. Este normal ca acest lucru să se întâmple și la câteva luni sau câțiva anișori. Când însă erecția timpurie reprezintă un motiv de îngrijorare și ce simptome ar trebui să ne facă să vizităm un specialist, aflați din reportajul colegei noastre, Mihaela Kowalski. Specialiștii care se ocupă cu ultrasonografia fetului au depistat de multe ori prezența erecției la fet. Aceasta este o situație, adică o stare normală, nu este patologic. Și chiar după naștere, la copii de prima, două lună de viață, mămicile pot să observe că la copil apare erecția. Asta este o stare fiziologică normală, având în vedere că copilul este micuț și sistemul nervos încă nu este bine maturizat, toate reacțiile apar spontan. Deosebit se întâmplă când este somnul rapid. Atunci și bătăile inimii se accelerează, și respirația, globul ocular se mișcă mai frecvent. Dacă vizica urinară este plină cu urină, deja se excită inervația și apare erecția. Chiar la copilaș de 2-3 anișori apare erecția în cazul când ei se ating de corpul penil. Sunt cazuri când copilașul pur și simplu se sperie, nu știe ce proces se întâmplă și din cauza asta el poate fi neliniștit. Principalul părinții să nu tragă atenția mare la patologie dată, să nu certe pe copil, fiindcă asta se răsfrânge pe urmă pentru viața sexuală de mai când o să fie deja matur, să nu aibă disfuncții erectile. Este o stare patologică de erecție, care se numește priapism. Când erecția se menține mai mult de o oră, două și în caz de față poate să apară și dureri. La copil, priapismul este o patologie foarte rară. Dacă este o igienă precară, prepuțul se inflamează și în cazul de față apare și erecția. Dar durerile în cazul de față poate fi din cauza atâta procesului inflamator. Dacă au avut o traumă în regiunea perineului, cu traumarea corpului cavernos, în caz de față tot poate să apară priapismul, adică erecția asta dureroasă. Mai bine să adreseze la specialist, la urolog, și specialistul o să-i lămurească care e situația și este de bătut alarma sau nu. Vasile, uite, aceste erecții timpurii la vârste fragede pot cumva avea un impact asupra vieții sexuale mai târziu a băiatului? Aceste erecții sunt niște erecții fiziologice, spontane, inconștiente, care n-au legătură pe viitor cu viața sexuală sau cu activitatea sexuală, cu erecția pe viitor la persoana respectivă. Nu influențează reproductivitatea? Nu, pentru că sunt unii copilași care pot avea aceste erecții, alți copilași nu le au, pentru că asta depinde de... este o chestie și individuală. Și asta nu vorbește despre nicio patologie... Nu ar trebui să-și facă griji părinții dacă un copilaș la vârstă de un an, 2-3 ani nu are sau are aceste erecții timpurii. Uite, am vorbit despre copii, dar la maturi se întâmplă astfel de situații?
erecție neașteptată sau... Nu, la matur, la orice bărbat fiziologic, sănătos din punct de vedere fiziologic, fiecare erecție nu este neașteptată, pentru că la bărbați este cu tot alt mecanism, care este un mecanism, să spunem, conștient de ceea ce vede, ceea ce vrea, da, sau ceea ce și imaginează. Dar mai sensibil, de exemplu, nu ar trebui la o imagine sau... Asta deja, cred că deja e o patologie mai mult legată de sistemul, ce ține mai mult de psihiatrie, eu cred. Dar cumva prin alimentație sau asta putem ajuta, trata sau... Bineînțeles, pentru că problemele anume ce ține de disfuncție erectilă, cauzele, un cele mai principale cauze, asta e ateroscleroza, adică depunerea plăcilor aterosclerotice în vasele peniene, și diabetul zaharat, la fel, care reduc circulația sângelui în vase peniene, pentru că oricum erecția asta în ce constă? Creșterea, pătrunderea fluxului de sânge în corpii cavernoși, niște peșteri cu întărirea penisului. Și respectiv, dacă fluxul de sânge e deteriorat, nu vine suficient sânge, respectiv ori erecția este insuficientă sau în general nu este. Deci alimentația și modul de viață are un rol foarte important în păstrarea și calitatea erecției. Uite, fiindcă am vorbit, am ajuns la alimentație, zic să-l invităm pe doctor nutriționist Sergiu Munteanu să ne vorbească despre alimentele care influențează erecția. Bună ziua! Bună! Bine ai revenit la noi în platou. Avem azi un subiect mai delicat. Cum putem influența funcția erectilă prin alimentație? Nu, cum? Direct, chiar imediat, practic, sunt numai medicamente care pot să ajute pentru așa ceva, dar important că alimentația și are impactul său de lungă durată. Adică dacă noi facem o prevalență a alimentației a unor produse, noi putem să înrotățim funcția aceasta și dacă respectiv dacă folosim altfel de produse, noi putem să o menținem și cât mai mult să o păstrăm, adică pe parcursul vieții. Că asta este destul de important, ca bărbatul cât mai mult să fie activ și cum se spune că noi pentru natură să fie necesare pentru reproducere. Să nu intrăm în andropauză, așa numită. Eu cred că după emisiunea de astăzi, nu numai bărbații, dar acum mai atent vizionează femeile, ca să știe ce în alimente se producă bărbaților. Glumim, dar totuși, care sunt alimentele care au un efect cel mai negativ sau un impact asupra negativ asupra erecției? Practic, niște componente din unele alimente, cum este fitoestrogenii. Adică de acum este demonstrat că cu timpul micșorează și concentrația de testosteron și însăși fonul hormonal deteriorează a bărbaților, adică balanța între estrogen și testosteron în organism, adică se dereglează. Ce alimente conțin anume aceștia fitoestrogeni? Fitoestrogeni sunt niște substanțe care se asemănă mult hormonii sexuali feminini. Unii le găsim, în primul rând, berea. Berea, asta e, duce și la obezitate și duce la un flux destul de mare de fitoestrogeni în corp și încă în afară de aceasta, berea are și un indice glicemic mare, peste 100, mai mult chiar ca glucoza. Deci e și impactul spre obezitate, dacă se consumă regulat berea și în cantități destul de mari, este dublu și fitoestrogeni și duce la obezitate și respectiv progresează și ateroscleroza și apare și diabetul zaharat acesta de tip 2. Deci în primul rând aș spune aceasta. A doua grupă de produse care tot conțin fitoestrogeni sunt produse din soia sau diferite boboase, dar în soia totuși este mai mult. Deci dacă consumați regulat în timpul săptămânii 7 zile soia sau derivații ei, totuși nu este bine pentru bărbați. În primul rând, nu primește proteina calitativă, complexe care toți aminoacizii are, ușor asimilabil, și într-al doilea rând primește o doză de fitoestrogeni care se acumulează. Ai vorbit de proteine și avem ouăle aici care conțin proteine și citisem că se recomandă la un bărbat cam un ou 2 la 48 de ore. Este adevărat? Da. Influențează cumva? Da, nu, ouăle au fost reabilitate. Dacă mai înainte era o problemă cu colesterolul care se conține în ei, după ce a fost reabilitat, chiar și cardiologii spun nu este problemă de consum de ou, chiar una, două pe zi, ei chiar recomandă de consumat, deoarece a fost demonstrat din 100% din colesterol care circulă la noi în sânge, 80% este sintetizat însăși de organismul nostru. Și numai 20% asta e impactul alimentelor care se folosesc. De ce ouăle au? Asta e
варианта класика де протеїни. Протеїни комплекти, ушор асимілабіли, які стимулязи інсушен організм і лібрарі хормону люди крештері, які фачі пі барбаці, фі інка май барбаці, май біні. Для чі істі фарті біні відіт. На фари для часа такі лі сунт коректі де цари, май концині ще вітаміна Д, концині фарті мультивітаміні ще мінерали. Практик тот чі істі не часар, кадін пуішор са кряску о пасарі нормала. Дика, чі істі чі май біні, да, он кукош, да. Їсті оно мін оулі. Авем айчі пі мас кафеауа, карі се спуні ка миросу ей тот ари ун ефект екситант ше афродизиак то лънга аста, дар се спуни ка на анумите кантитеци поати инфлуенца бенефик потенца. Алци спун ка дак е консумат ин ексцесив, поати авя ефект адверс, контрариу. Че парери ай деспри кафеа? Айчи декума интервини генетика. Ке есть анумите гена, кари распунди де сенсибилитате рецепторилор ануми кофеини, члану ин организм. Дак то ай о варианта алелы, кари ну есть и сенсибилы, насамны като практик под себе кафе, кът дореш, кът инка апентини, не вейфа ефекту честно, де радикаля тенсиуни, де палпитации, адека тото лича депени де генетика. Индивидуал, но есть у регулы, де сута де прочете де спосы бини, адека у кофилуции бини, са у кофилуции рау. Василий, штей че планта яста? Де усимт миросу де ече. Да, мента. Ши бяй чай де мента. Păi se spune că menta are mai mult, influențează nu cât potența, cât mai mult efectul sedativ care îl conține. Menta influențează asupra scăderii puțin a libidoului. Eu cred că medicul nutriționist va confirma aceasta. Da, asta, dar plus încă am mai găsit încă două studii destul de interesante, care totuși au demonstrat că contradictorii. Într-un studiu au arătat că menta totuși micșorează nivelul de testosteron pe animale au fost făcute, nu pe oameni nu au fost făcute, dar altul au arătat că nu, ba invers mărește. Deci e foarte contradictoriu. Aici eu își spune totuși trebuie iarăși noi să ascultăm organismul nostru. Dacă după ceaiul de mentă adormim și nu facem nimica, nu e nostru ceai de mentă. Eu, în orice caz, evit acasă să fac ceai de mentă. Alcoolul? Ce se întâmplă cu alcoolul? Varianta cea mai rea alcoolului e clar că berea, de cum am discutat despre ea. Varianta cea mai bună alcoolului, vin roșu sec, care conține antioxidanți resveratrol, în doze mici, adică inofensive, adică poate să stimuleze puțin, adică efectul de stimulare este. Dar acum, dacă trecem limita, ne ducem în efectul de inhibiție, el iarăși micșorează sensibilitatea. Cuvântul cheie este în doze mici. Doze mici, da. Da, doze mici, conform organizației Mondială Sănătății, pentru bărbați undeva 150-200 de mililitri pe zi, pentru femei până la 100 de mililitri, anume vin roșu sec, să nu fie foarte mult alcool sau altceva de calitate. Asta de cum se coate inofensiv. Dar pentru o persoană poți fi inofensiv atâta, dar poți fi destul de dăunător pentru alta. Consum mai mare de alcool, poftele pot să crească, dar în schimb efectul... Da, dar consumul cronic de alcool, din contră, el duce la scăderea libidoului și a potenței. Da. Pentru că tot e legat prin angiopatie periferică alcoolică care se dezvoltă. Dar fumul, adică chiar țigara, fumatul, categoric nu. De cum ai demonstrat că care este problema, că dacă noi mâncăm ceva, ca să nimerească în sânge, tot trebuie să treacă pe ficat. Adică decât și alcoolul se neutralizează. Dacă noi fumăm, substanțele astea nimeni nu verifică. Deci ei se duc imediat în sânge și în tot corpul și provoacă și inflamația, accelerează ateroscleroza, angiopatie, afectarea vaselor, mai ales vaselor mici. Deci fumatul chiar este pericol. Organismul nostru nu era fiziologic făcut că noi să fumăm. Noi nu ne-am adaptat la așa ceva. Deci este important că la maximum fumatul să fie eliminat. Da, fumatul tot la fel afectează prin atâta și fumul de țigară, însă și fumul, plus nicotina care se conține în tutun, la fel afectează foarte puternic erecția și potența. De aceea, fiți atenți, bărbați, care fumați, mai bine... Nu fumați. Nu fumați. Ori micșorați la maxim. Sau micșorați la maxim, exact. Așadar, limitați consumul de alcool și încercați să renunțați la fumat, deoarece îngreunează fluxul sanguin. De asemenea, încercați să faceți exerciții în mod regulat pentru a stimula circulația sângelui și a menține sănătatea inimii. Iar dacă disfuncția erectilă este cauzată de stres, anxietate sau depresie, este recomandată terapia psihologică.